Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul de vorbă. După cum v-am spus data trecută, am început subiectul luptei spirituale alături de pastorul Cristian Barbosu și astăzi vom continua tot același subiect, dar ne vom axa pe două lucruri. Cum ne atacă Satan, care sunt strategiile lui, chiar poate fi un creștin demonizat, al doilea subiect, și dacă mai avem timp, și cum se poate ajunge aici. Frate Cristian, vă mulțumesc mult încă o dată că ați onorat invitația noastră. Mulțumesc, Andrei. Vă mulțumesc mult pentru primul episod în care am înțeles cam care a fost parcursul dumneavoastră către uh -huh. lumea aceasta. Ne-ați spus experiențe care au fost cutremurătoare, aș putea să spun. Dar vreau acum să intrăm în pâine cu primul subiect. Cum ne atacă satan? Că am înțeles că lupta spirituală este acolo. Demonizarea, posedarea și toate exact. lucrurile astea sunt acolo. Care este strategia lui și gradele de influență? Și vă las pe dumneavoastră. Da. Uh, cred că orice creștin cunoaște textul clasic din FSN unde Pavel ne spune că noi nu avem de luptat doar împotriva cărnii și sângelui, împotriva fraților noștri sau celor din lume, ci împotriva duhurilor răutății care stau în locurile cerești. Și e clar că fiind o luptă există o anumită strategie. De aceea, în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 11, chiar Apostolul Pavel spune: Să nu lăsăm pe Satana să aibă câștig de la noi, mm. căci nu suntem în despre planurile lui. Mm. Sunt niște planuri. Foarte interesant că în Efeseni, cuvântul în Efeseni 6, sunt, e tradus uneltirile lui, ceea ce în textul original din greacă e metodias, metodele lui. Mm. Și atunci, Evident, tu când intri într-o luptă, îți faci o strategie și te gândești la, mai sub ce formă mă poate ataca, studiez ca și cei care studiază echipele de fotbal adverse, da? se uită, se vadă, din ce unghiuri, cum, care sunt tacticile exact. lor, din ce putem noi constata, și poate că unii sunt mai experți ca mine în domeniul ăsta, repet, eu nu sunt un expert, sunt doar un om care am încercat să învăț să studiez Scriptura, de din ce am descoperit eu, o prima metodă este ispita. Ceea ce eu cred că toată lumea este de acord, uh -huh. cu toții suntem ispitiți, Domnul Isus a fost ispitit, da? 2 Corinteni 11, versetul 3 și 4, Pavel foarte interesant și foarte important de remarcat, scrie credincioșilor, deci aici mm -hmm. nu vorbim de necredincioși, dar tare mă tem că după cum șarpele a măgit pe Eva cu șiretlicul lui, da, ispita da. tot așa și gândurile voastre da, da, ce ispita lovește la nivelul gândului să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos da, Pavel se teme de ce se teme? Păi dacă ești în Hristos de ce se teme? Pentru că există o frică reală, autentică de care trăste tem, pentru că cel rău are o tactică, o, o, o um, strategie prin care vrea, uite, să-ți atace curăția, credincioșia ta față de Hristos. Mm. Și totul începe de la nivelul gândurilor. Iacov, în epistola lui, capitolul 1, descrie procesul, da? fiecare când este ispitit, este atras de pofta lui însuși și momit. Da? Încep să ai gânduri care se dezvoltă în pofte și pofta, odată ce o zămislit, e un proces care necesită timp de naștere păcatului. Da? Dar cum spunea Luther, noi nu putem să evităm să oprim păsările să zboare deasupra capului nostru, dar putem să le oprim să nu-și facă cuib în el. Corect. Deci avem libertatea pe care Dumnezeu a dat-o ființe umane, inclusiv credinciosul, că credinciosul nu-și pierde libertatea lui de a alege după ce este mântuit. Da, lăsa ispitele astea să intre în capul lui și să zămislească poftele sau de a le respinge și de a le opri la ușă. Da? Ei, de ce? Fiindcă în momentul în care tu le lași să clocească. prindă, să clocească, cum zici tu, da, ajungi la acel acea vertizare pe care Pavel o dă în Efesei, în capitolul 4, unde după ce vorbește despre nu mai trăim ca au trăit păgânii în firelor pământească și dă niște exemple de păcate în care cei din Efes au trăit, în mijlocul acelei liste de păcate, i-a aruncat o frântură de verset. Nu dați prilej cel rău. Hmm. Și acolo cuvântul în greacă e topos. Topos care topografie. Loc. Specific. Da? clar, delimitat într-un spațiu. Da? De ce? Pentru că cerul poate să câștige acel spațiu, poate să câștige acel teren. Să campeze da? acolo. Să campeze acolo. Beachhead, cum numesc englezii, când marea debarcare, de ce Hitler era nebunit să nu aibă loc debarcarea trupelor? Pentru că știa că dacă tu câștigi plaja aia Omaha sau care era în casele Normandiei, odată ce îți pui un picior acolo, poți să transporti tancuri, tunuri, tot ce vrei, tu armată și poți să cucerești Europa. El a fost finish lui Hitler la un moment dat. Ei, la fel și aici. Odată ce câștig un drept în viața ta, de aici încep problemele și de aici începe gradul în care satan ne poate influența viața. Și cum ne poate influența viața? Sunt mai multe nivele, să zic, grade. Pe de o parte, unul indirect. Hai să începem cu asta ca să scăpăm de el. Infestarea. Adică, duhurile pot să contamineze. Pot să contamineze și oameni, dar pot să contamineze și obiecte și locuri. Și știu că aici sunt uh, unii teologi care uh, cumva iau în derâdere case bântuite și e ce cei cu chestia asta. Ei, uite-te în Vechiul Testament. Uh, Biblia mereu și mereu atrage atenția Dumnezeu, poporului Israel, când intră în Canaan, vis, -vis de locurile pângărite, da? În Levitic, capitolul 18: Toate aceste spurcăciuni le-au făcut oamenii din țara aceasta care au fost înaintea voastră în ea, și astfel țara a fost pângărită. Datorită acelor păcate, în spatele cărora evident au fost și duhuri, pentru că de obicei în spatele idolilor și demonii sunt și demoni, 1 Corintele 10, da, au pângărit acel loc. Și atunci există anumite situații în viața credinciosului unde el, fără să vrea, fără să aibă o legătură directă, interacțiune directă, se poate să ajungă într-o situație de felul ăla. Multe exemple de genul ăsta, îți dau două sau trei. Termin o slujbă la biserică, vin un tânăr din o altă țară din Europa și zice, frate Cristi, vreau neapărat să vorbim uite am mai ascultat predicile domitare, dar fi atent să nu crezi că eu sunt dus de acasă dar uite ce mi se întâmplă de câteva luni de zile efectiv aproape săptămânal în timp ce dorm îs de o forță care mă ia și dă da cu mine de pereți, mă dă jos din pat unii ori mă, nu mă lasă să mă mișc și mă chinui acolo și încerc să mă rog de multe ori paralizat și în rugăciune și așa dar măi tot mi se întâmplă și mi și rușine să spun, dar credeți-mă, nu, sunt întreg la cap, am, am slujbă, mă țin de ea și așa mai de mă duc la biserică, dar uite ce mi se întâmplă. nu no, și zic, ok, nu pot acum la finalul bisericii să stau de vorbă cu tine 5 minute să spun ce de cu tine. Hai să ne întâlnim. M am întâlnit cu el în săptămâna aia. Era în concediu în România, vorbesc cu el și no, încerc să văd, în viața lui, o fi avut ceva, ocultism undeva, o fi Fă ceva interacțiuni, păcat, eu știu ce, după ce facem așa un fel de remene, îl întreb, zic, bun, dar de când zici că ai, păi, uite, de vreo 3-4 luni de zile, dar zic mai specific, ce s-a întâmplat, cam de când, s-a întâmplat ceva, adică, nu știu, de când te-ai mutat un, păi zicea, cam atunci m-am mutat eu aici, păi zic, da, poți să știi mai exact, da, uite, dacă stau să mă gândesc, da, după ce m-am mutat eu în locuința asta, zic, hmm. bun, dar tu știi cine a stat acolo, păi nu știu, că eu am luat închirie, păi ea interesează, -te. S-a dus acasă, interesat, mă sună, zice, păi, cel ce au stat înaintea mea s-a spânzurat. Ma, ok. <laughs> deci acolo a fost o prezență, ceva a fost acolo, un demon, un duh, poate mai multe, care au pângărit Celor locul respectiv. respectiv da. În psalmul 79 ni se spune că neamurile mi-au pângărit templul. Când Manase, spre exemplu, la un moment dat o duș, o pus idolul Astartei în templu și el o pângări templu. Deci poate să fie pângărite, da? Adică credincioși care vin cu teamă și, cum zic, cazuri din astea am avut o droaie. Acum doi ani de zile cineva iarăși la botez, noi înainte de botez avem o practică a noastră, unde trecem în revistă cu fiecare candidat la botez pe lângă interviul care îl avem îi dăm și niște foi pe care să le completeze îi ajutăm să le facă vis-a-vis -vis de păcatele în care au trăit pentru că facem o rugăciune de mărturisire a păcatelor care include inclusiv lepădarea de satan pentru că el trece sub domnia lui Hristos hmm. pentru că ce am constatat foarte mulți credincioși vin să pocăiesc unii mai din entuziasm, alții mai emoțional, alții pe anumite motive, dar pocăința este, de fapt, cheia este păcatul omului care e acolo. Și vreau ca în momentul în care el intră în apă, unde spune mărturisirea unui cuget curat, el să aibă cugetul curat, căci ce-o fost și vreau să-l ajut pe om să poată să, să descarce de lucrurile, să le dea lui Dumnezeu și ce am constatat e că, mai foarte multe cazuri de felul ăsta se rezolvă atunci. Și vedem pe oameni cu totul altfel. De fapt, dacă e să pun între cei care vin din alte biserici și cei care vin prin botez, mai mulți oameni sănătoși avem ăștia care vin prin botez decât alții care n-au trecut prin astea și au cărat cu ei în biserică lucrurile astea. În viața de credință. Ei, unul dintre ei îmi zice și aproape la fiecare catehez, deci nu aproape, la fiecare catehez avem cel puțin trei sau patru. Zice, eu, fata și soția, s botezat în anii ăștia la noi, noi avem un, un loc în cameră unde se au zgomote, se mișcă perdele, se mișcă obiecte, dar asta o avem de câțiva ani. Deci nu puteți să veniți să faceți o rugăciune, ceva acolo. Și dar cum să nu? Putem să mergem. M Am luat în un frate ne-am dus să pun, dar pe mine mă interesează nu cât să fac rugăciune, că ăsta nu fac o rugăciune de da, da. Așa, nu mă vin, fac o rugăciune și ceva magic se întâmplă. Vin în să știu care cauza? ce s-a întâmplat. Și în timp ce vorbeam, îl întreb da, tu undeva, cineva dintre voi, ați fost implicați în ocultism? O, nu. Păi zic, bun, atunci, nu știu, ați fost într-o situație disperată în care ați apelat la la, barnab, la ghicitor. ghicitor, la vrăjitor, la proroci uneori, pentru că și sunt ei proroci care o dau pe lângă. Mulți. Așa, asta e un alt subiect. Dar zice, păi da, mai am avut o perioadă în viață când am fost rău de tot și m-am dus o vrăjitoare, mi-a zis să sacrific nu știu câte animale, să iau sângele, să mă duc să ard și cu cenușa lor, să o împrăști pe șapte morminte, după care să o adun și să o pun la poarta principală, la ușa de la poarta principală când intri la noi pe proprietate. Zic, bun, și unde e poarta principală? Aici. Zic, și unde se mișcă obiectele? Aici. Adică exact dincolo de zidul ăla. O zic, ăsta poate că e un indiciu. Nimeni nu știe. Dar în mintea mea și eu cred că și sub călăuzirea Domnului am ajuns acolo și ne-am dus afară și am făcut o rugăciune Doamne, dacă s-au făcut anumite ritualuri, dacă cumva în ritualurile astea, că noi nu știm dar dacă cumva au fost implicate duhuri care, uite, la momentul ăsta se manifestă o frumoasă, la, la, în numele lui Iisus Hristos, ca așa ne învață Scriptura, cu autoritatea care avem în el, oprim lucrarea celui rău sânge lui Hristos să curățească locul ăsta, curățească familia asta, sunt ai tăi, sunt credincioșii tăi, orice dur care sunt aici să fie alungate în numele lui Hristos, la la la, din momentul ăla, pace și liniște. Hmm. înțelegi? Na. Și atunci ai cumva uh, exemple de felul ăsta unde îți dai seama că da, sunt locuri pângărite. Noi acum în 2013, la un moment dat, uh, cu biserica ne căutam un loc unde să ne adunăm. Și așa, Dumnezeu are și simț umorul uneori și ironic. Și uh, cineva din lumea interlopă care s-a apucat la noi în biserică avea un prieten, fost prieten din lumea interlopă, care oarecum îl avea un fel de, nu știu, respect, la, ca la, la, la. și Mafia Italiană. Ei compensează prin lucruri bune care le fac în fața Domnului. Deci, băi, am o sală. Era cea mai pe vremuri, cea mai mare discotecă din Arad, club de noapte și așa, viva în centrul Aradului, mă, închisă, pentru că acolo a avut loc o crimă, poliția închisă, nu mai pot folosi, și sta acolo, zice, uite, eu vă dau să o luați ca biserică. Pe <gântu> da loc. Da, și ne-am dus acolo, deci cum să zic, Na, primul lucru ce l-am făcut înainte de a zice oricui, am luat presbiterii și pentru câteva ore ne-am dus prin fiecare încăpere și am chemat numele Domnului. Și am curățat spiritual, acel loc pentru că, păcate, păi mi-a zis mafiotele ce, unde să spui birou? Păi zic că am o singură încăpere, aș putea să-mi fac birou. Nu mă că birou meu, tu nu știi ce am făcut eu acolo. Zic, păi și Hristos curăță tot. Nu poți să doar vine, curăță, inclusiv omul păgânul știa că păcate lui pot pângări. Da, pe minte când Scriptura spune. Da, 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 da. Și atunci sunt lucrurile astea unde, într-adevăr, Acum unii duc la extreme, normal, oh, trebuie să faci sfințirea casei. Da, 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 da. Nu, dar eu cred că e un obicei bun când te muți undeva, îți construiești o casă, te muți. Mai nu trebuie să vină preotul, nu trebuie să vină pastorul. Tu poți să, dacă vrei, cheamă și pastorul, dar mai for rugăciune, Doamne. Noi nu știm ce s-a întâmplat aici, dar dacă s-a întâmplat ceva. Noi vrem să fie binecuvântarea ta, apostolocul ăsta, binecuvântă. Și noi, când construim biserici, facem. Sfințirea Bisericii, adică o dedicăm Domnului, că despre asta e vorba, să dedici acel loc Domnului. De asta e un nivel, infestarea, da? unde unii credincioși, indirect, datorită simței prezenței lui acolo, se întâmplă ceva ce el nu-și dă seama de unde. Da. Mă scuzați, o mică paranteză, că știu cum viața atinge subiectul ăsta și mai târziu, dar e important că se uită la noi și ortodoxi și catolici de, da. de toate. Și a zis un lucru, nu doar preotul, popa, pastorul poate să facă o rugăciune de eliberare, de sfințire, ca să spunem așa, cu ghilmel de rigoare, ci și tu ai autoritatea. Și aș dori să explicați puțin ce înseamnă pe scurt, autoritatea creștinului, care este sub protecția lui Hristos. Că eu pot să mă duc într-un loc, n-am nevoie de popă, să da. spun, știi, roagă-te pentru asta, poți tu să te rogi. Explicați puțin lucrul da, ăsta. Uh... Autoritatea Hristos ne spune Scriptura că odată cu moartea și învierea Lui, Dumnezeu l-a ridicat mai presus de orice nume și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. E chestia asta cu numele, asta înseamnă autoritate. În numele Lui Hristos orice genunchi se va pleca. Deci în lumea spirituală ei sunt extrem, extrem de atenți să fie supuși autorității. Comparabil cu noi oamenii care ne jucăm cu chestiile asta. E de aceea autoritatea care Hristos o are, și puterea lui de a supune duhurile și lumea spirituală el a delegat-o da, vă, am toată autoritatea în ce pe pământ și în Matei la finalul Evangheliei nu și ce în da? Da? duceți-vă, vă, vă dau autoritatea asta o deleagă, dar și o deleagă ucenicilor nu o deleagă numai unor preoți sau unor care au o succesiune apostolică sau alte teorii teologice e acum pe de altă parte și aici trebuie să fim atenți trebuie să fim și precauți vis-a-vis -vis de cum exercităm această autoritate, pentru că eu am avut tot așa un caz de pastor care în mare vervă uh, sau să o pun invers, mă sună și era disperat. Frate Crist, eu nu mai pot să predic în biserică, nu mai mă pot ruga. Nu mai pot să, nu știu cum să le spun comitetului, dar uite, asta poate că mă înțelegeți. Eu de vreo trei luni de zile, cum să spun, am gânduri murdare, am gânduri de sex, în jur, am mânie în mine, am violență, nu știu cum să mă abțin și în familie și la biserică și eu nu s așa, frate Crist, ceva s-a întâmplat cu mine. Spuneți-mi ce să nu mai mi rușine de Domnul să mor la învon. Zic, mă, dar când au început lucrurile astea? Ce ai făcut? Pe unde ai fost? nu no, și trecând așa un pic, să-mi dau seama că, mă, el a avut el o inițiativă faină, de altfel, o intenție bună: să ia el câțiva oameni în biserică și să meargă el în fața barurilor și cluburilor de noapte din orășelul lui acolo și să declare și să proclame și să alunge și. Și zic, bun, dar tu te-ai pregătit pentru. Da, că da, da. asta, păi sunt dar Nu știu, ai postit te-ai uitat la viața ta, la viața celor care mergi, să-ți mărturisești păcat, să fii pregătit. Cum intri în treaba asta? Cum te-ai rugat când ai ajuns acolo? Păi, e ca și filul ceva, da? Da. Înțelegi? <laughs> pă, exemplu. că sare pe și sărit, pe ăla l-a praf. Păi zic, ei, hey, Și-a pe Pavel, acolo... îl cunosc, pe Domnul Iisus, da, voi da, cine da, sunteți? Exact. Deci ea nu avea autoritatea lui Iisus, înțelegi? Ei, și atunci, în contextul ăsta, eu cred că noi avem autoritate, nu trebuie să ne fie frică, dar trebuie să fim un pic și atenți, să fim pregătiți, viața noastră să fie ok și așa și nu una, două, cum îi hop, un duc, hai să dăm drumul sau găsim și vedem duhuri în spate la orice situație. Asta nu există așa ceva. Iisus a avut multe vindecări și minuni și întâmplări în Evanghelie, în șapte din ele au avut de face cu duhuri. Da. Deci nu ai. Nu doar lasă să se rezumă. corect, nu păstă tot, vezi numai duhuri. Și în noi în situații de consiliere avem 40-50 de situații de consiliere pe săptămână. Da. Ei, consilierii noștri sunt pregătiți ca la un moment dat, când ei identifică prezența vreunui duh sau își dau seama că ar avea ceva de-a face, nu ei se ocupă. Trimit la presbiter cazul. Dar astea sunt din 40-50, 2-3 cazuri. Da. Înțelegi? Deci nu e că mulți zic, păi, la voi tot ce numai duh. Nici vorbe de așa ceva. Din contră dar o, poate că ajungem și acolo un pic când vorbim despre soluții și Dar strategie. asta m-a interesat frate Cristian, deci ca um, o idee a tot ceea ce a spus dacă ești sub autoritatea Domnului Iisus Hristos, El care este numele cel mai, cel mai, autoritatea supremă tu la dreptul tău ai autoritatea să te rogi peste casa ta, peste Hă, viața ta, nu depinzi peste de alți oameni tăi, mai ales dacă ești bărbat tu ești preot în casa ta, tu ai autoritate Dumnezeu zice acolo, Hristos e capul bărbatului, bărbatul e capul femeii. și aici nu vrem să fim discriminatorii, dar există ordine lăsată de Dumnezeu. El este acolo, are o anumită autoritate și te poți ruga. Mulți, tocmai de-aia spunea pa, Iacov, voi nu aveți, fiindcă nu cereți. Da. da, da. De da. Aia, mă, cer și înțelegi și mă rog în direcția asta. Ei, Bun. treci la următorul nivel. Următorul nivel, dincolo de Deci ispită, ispită investarea? Da? obsesie sau opresie. Opresie. Okay. Opresie acea senzație de apăsare, de chin, de neliniște, de asuprire cumva, ești tormentat în trupul tău, în sufletul tău. E ca și cum ai un nor întunecat care mereu e deasupra capului, e ca o greutate care apasă pe suflet, pe trupul tău. Sunt mulți care își fac tot felul de analize. E foarte bună analiză. Da, 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 Doctorii dau din numeri și zic, bă, dar nu știu ce să -ți fac. Dar el știe că el nu e ok. Să ăsta pe degete, am avut un franc mason care a ajuns la 50 ceva de chile de la 120 de kilograme, ah. toată analiza era ok până ce am început să lucrăm în direcția jurămintelor pe care el l-a făcut când a intrat în diferite grade ale franc bine, în primul rând îl duci la Hristos și după aceea încep că ritualul fără Cristos nu are nicio valoare la fel și la nivelul minții aici, spre exemplu, se încadrează cei care trec prin așa numitele terori nocturne Așa le numește psihologia. Da? Zeci de cazuri. Aici, în orice predică, unde eu menționez că este asta, la final vin două, trei persoane și zic frate, Crist, uite și noi. Adică, există o anumită oră din noapte, într-o anumită zi, sau uneori depinde, Am auzit, unde da. ceva se așează pe piept, paralizează, sugrumă, inspiră teamă, teroare, nu poate să facă nimic. Și nu doar vis nu e nici măcar coșmar. E ceva ce e acolo, altfel. înțelegi? Am avut un caz nu de mult cu o fată venită dintr-un alt oraș, întors la domnul de un an și ceva, botezați acolo, veni cu soțul ei și mi-a zis că de, avea 23 de ani. De 10 ani ea n-a mai avut o noapte în care să doarmă fără niște coșmaruri violente. Hmm. Băgată pe antidepresive, la greu, și nu putea să scape de ele. Și când am intrat un pic în discuții să văd despre ce e vorba cu ei, îmi zice: Da, la 13 ani, părinții mei s-au întors din străinătate de la muncă. Eu l am dus așa de mult dorul, și când au venit acasă, eram atât de îndrăgostite, că în sfârșit au venit părinții, sunt acasă cu mine la 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 bă, ăștia să certau între ei, continuu, continuu, continuu. Și ea, Trauma asta, certurilor părinților, pe ea, uh, o, o, o deschisă ușă în viața ei, unde, datorită temei, temerilor, datorită traumei respective, pur și simplu acolo se întâmplat ceva. Și în momentul în care uh, am început să ne rugăm pentru treaba asta, s-a rugat și ea, m-am rugat și eu, la un moment dat, în timpul rugăciunii mele, îmi zice, simt că ceva ce stă în stângă și vrea să iasă. <laughs> nu, zic, ce poate să fie? Zic, lasă-l să iasă. Nu, 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 că simt că mă strânge de gâz. Zic, stai liniștit, ne-am rugat, am gândit să ne rugăm, în fine, până la finalul rugăciunii, s-o liniștit, chestia a plecat, ce-o fi fost, da? A doua zi, era sâmbătă asta, a doua zi au venit la biserică și dimineața, zic, mai mâine dimineața neapărat ne întâlnim să putem să ne mai rugăm o dată să văd cum ai fost în noaptea asta prima e noapte în care a putut să doarmă fără medicamente, fără nimic de la un cap la al Acum, eu nu zic că de fiecare dată lucrul ăsta se întâmplă, dar ceva a fost acolo ce a opresat-o 10 ani de zile. Mm. Și psiatria psihologia nu te poate ajuta în chestiile astea. Dacă sunt chestii demonice, s-ar putea să fie probleme mentale, s-ar putea să fie alte lucruri, eu nu le neg. Dar s-ar putea, dincolo de treaba asta, să fie lucrurile astea. De deci aceea, opresiunea asta diferă și în gradul ei. Dacă au un grad mai ridicat, continuă pentru pentru perioade mai lungi, s-ar putea că acolo să fie, eu știu, duhuri care să aibă putere mai mare, ranguri mai mari, să fie mai mulți, legiune, țin -mi minte, erau mai mulți. Da, 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 da. Ei, astea duc, la un moment dat, opresiunile astea pot să ducă la întărituri. Hmm. 2 Corinteni 10 spune acolo, armele noastre sunt, nu ca cele din lume, ci să lovească, să zdrobească, să distrugă întăriturile. Întăriturile zonele alea din viața noastră unde cel rău poate să câștige o zonă și să intre sub controlul lui. Hmm. Și aici devin, aici devine că până aici credincioșii în general și teologii nu e mai dezbatere da, să spunem exact. Exact. așa. exact. Aici, da. cum poate să controleze un creștin? Ei, uite că Deci ispită, infestare, opresiune și acum ajungem la eu pun parte din opresiune și întăritura, sau cumva înțeles. să fie okay. un fel de balama între opresiune și următorul punct. Okay. Dar numai vreau să-ți dau un exemplu. Spre exemplu, cazul Anania și Safira, da? În fapte capitolul 4, spre final, ni se spune că toți care erau prezenți au fost umpluți de Duhul Sfânt. Da. Și vreau. în urma umplerii cu Duhul Sfânt. Păi s-a născut în ei un spirit de generozitate. Și Iosif, nu-i Barnaba, și-a vândut o moșii, și așa mai departe. La, la. Și textul continuă în capitolul 5. Să nu uităm că Biblia n-a avut capitole și versete până... Noi le-am le delimitat. De așa. Ei, continuă povestea. Și zice, băi, între ei a și Safira, care la un moment dat, deci între ei, care au fost umplut cu Duhul Sfânt, în următorul, cred că al treilea sau al patrulea verset, zice, satan le-a umplut inima. De mm. ce v-a umplut satan inima? Păi cum să poate să umple, să fie umplut cu Duhul Sfânt și satan să umple inima în același timp? N-au loc unul de altul. Cum să n-aibă loc unul de altul? Aici nu vorbim de logică Mare, omenească, de materie. Aici e chestie de dimensiuni spirituale. Înțelegi? Ei, uite că se poate. Și au ajuns să-l mintă pe Dumnezeu. De ce? Fiindcă lăcomia e de bani opus control Stăpânire. asupra lor, stăpânirea asupra lor. Da? Ei, în momentul respectiv, ceva se întâmplă. Și acolo, când se pune controlul asupra ta, tu simți că nu mai poți, nu mai poți să ieși. Am fost la o întâlnire de evangelizare acum vreo, mai știu, 10-12 ani, la București, pe când erau conferințele la pe Niel, în România, la sala polivalentă. Și uh, poveste lungă, dar noaptea noaptea la 4 dimineața, M am dus la baie și cum am dus la baie dintr-o dată, cum zic, m-au venit să vomit, am picat acolo lângă vasul de la toaletă și acolo am stat și am pierdut avionul dimineața, să ajung după masă trebuia să predic. Păi, tot am stat și m-am gândit, mă, ce să fac, ce am mâncat, ce s-a întâmplat, în fine. Până la urmă mi-am dat seama că mai am un avion pe la miaz și totuși pot să ajung în București M-am pus eu pe picioare, am mâncat niște crackers, niște da, da. biscuiți ceva dimineața. Când să mă duc la avion, imaginează tipul care trebuia să mă ducă de la biserică, om care are loc de muncă tot, dar care avea drum spre Timișoara. O dormit în birou cu capul pe masă. Și zice, bă, de în viața mea am adormit cu capul pe masă, la birou! Și-a uitat să mă ducă. Am luat repede, am chemat un vecin, m-a dus, în fine. Asta numai ca să înțelegi cam ce se întâmplă după, știi? No, și ajung acolo și rapid mă duc să ajung la sala polivalentă. Știam că programul era început, eu trebuia să predic, am ținut legătura cu cine era acolo, vedeți că pe drum, vin, ajung. Și pe scări, o femeie mai în vârstă mă vede. Erau mulți oameni, mă vede. Trebuie să mă rugați pentru mine, neapărat. Eu aici am venit să vă rugați pentru mine. Ok, sor, mă rog, dar uite, eu acum trebuie să predic. Uite, după predică, vă promit, o să mă rog pentru dumneata. Și Femeia vine să așează acolo pe al doilea, treilea rând și vedeam. Am ținut predica, a fost bine, a fost și chemare, au venit oameni, ne-am rugat pentru ei. Și la final, cum eram și slăbit fizic, n-am mâncat în ziua, vomitasem, n-am și dormit, în fine. nu. zic, totuși, uite, sunt aici, vreau să mă rog pentru dumneata. Păi unde? Păi aici. Aici? Păi dacă vreți să vă puneți mâna pe să vă rugați, tot e scaunele astea, erau scaunele astea de plastic bătute în șuruburi toate astea eu le arunc păstă... Știu o femeie micuță, slăbuță, să și mari de ea. Ce nu știi cu ce duh ai de-a face. What? Nu, no, zic, nu, no, doamne, mulți am. Caută. Și am căutat încă două persoane, ca să nu mă duc singur în treaba asta. Uh, am dat de două persoane care și credeau în lucrările astea, că sunt mulți, no, inclusiv pastori, care nu cred sau le frică. Și ne-au dus într-un vestiar, și într-adevăr, acolo, după vreo 4-5 de minute, cu niște manifestări destul de urâte din partea ei, Dumnezeu o a adus liniște și o eliberat-o. Dar am întrebat-o, zic, de când și cum a început starea asta? Păi zice, acum vreo 4-5 luni de zile, m-am dus la o întâlnire de stăruință pentru o vecină care avea probleme. Și din noaptea aia de acolo, eu n-am mai avut o noapte liniștită, n-am mai putut să mănânc, vomitam, au început stările astea peste hmm. mine, la la la. Și așa am ajuns în situația asta. De -aia zic, sunt situații, situații unde o presiune așa de mare încât efectiv omul scade din greutate, omul nu a băgat pe chestiile astea. Ei, ă, ă, sunt anumite opresiuni la nivelul poftelor. Pornografie, droguri, alcool. La nivelul emoțiilor obsesiile. Obsesiile ale care te pot duce până la gânduri de sinucidere, până la gânduri că nu mai ești bun de nimic, ești vinovat, nu mai poți scăpa nimeni nu te vrea. Nu luni, luni întregi. Și am avut cazuri de genul ăsta, oameni normali care din cauza unei traume. Așa de multă influență a avut trauma aia în viața lui, încât a devenit o obsesie, o opresie asupra lui, a unui accident, situații surprinzătoare, da? Unii obsedați de anumite persoane. Am zis chestia aia cu, în primul nostru episod despre fratele ăla care colecta, nu a reușit să-și dea bani la colect. A început da, cel da, da. rău să-i bage în cap tot felul de lucruri, înțelegi? Uh, uh, se izolează, nu mai poți să mănânci. Am avut pe cineva, un pastor misionar în Oltenia, care nu mai mânca pentru că era frică să nu-și bage cuțit uh, furcolița în gât. Hmm. Deci, lucruri de felul ăsta. În fine. Acum, e clar că unii dintre ei, dintre oamenii ăștia care manifestă, poate că au boli mentale. Eu nu nec treaba asta. Și există boli care se tratează cu medicamente, nevoie de doctori. Dar există și anumite boli care nu au doar cauze naturale și pot fi tratate cu medicamente, ci trebuie să treacă dincolo de chestiile astea. Hmm. Da? Și de aceea în contextul ăsta ajungem la următoarea fază și anume dincolo de opresiune atunci când întăriturile astea devin mai multe sau devin mai mari controlul ăla se intensifică nivelul de, de stăpânire a celor rău devine mare, acolo ajung la ceea ce se numește demonizare. Nu posedare. Posedarea e când omul ai posedat complet. 100%. Da? Aia, în general, se întâmplă în necreștinilor. Da? Demonizarea însă se poate întâmpla și în rândul creștinilor. Și aici sunt unii care diferă, eu le respect convingerile, n-am nicio problemă, dar e acea persoană, cel credincios, care ajunge să fie stăpânit într-un anumit domeniu din viața lui, care are cel puțin o întăritură. Și ca să pot să explic mai bine, cred că ceva vizual ne poate ajuta. No, De -aia avem și tabla asta aici, da? Deci, ăsta e să zic eu, cercul nostru al vieții noastre, da? Mm -hmm. Aici suntem noi, da? Primul nivel, îi ispita, da? rău vine și ne spune în Efeseni 6, săgețile, săgețile arzătoare. El tot trage, da? Bun, ispitele noi le putem respinge, da? Alegem să le respingem. Când însă, nu neapărat le respingem, ci le acceptăm, sau ele vin mai multe și mai intense, ele pot să penetreze un pic, da? Și aici putem să ajungem la ceea ce înseamnă oprimare, da? Pentru că atacul este mai intens, de lungă durată, permanent și omul ăla se simte, bă, dar nu mai pot să duc, da? Nu mai pot să țin scutul credinței, vorbaia, platoșa neprihănirii, da? Nu mai pot, e, e prea mult asupra mea. Ei, la un moment dat, o oprimarea asta ajunge așa de puternică încât nu doar că vine asupra mea, ci începe să mă atace și în interior, câștigă acel topos. Da? da? Loc și aici? Eu, ce se întâmplă? Aici își clădește o întăritură. Și interesant. Acum, fii atent. Aici clădește o întăritură. Să zicem întăritura. Sexuală. Da? da. Pornografie, femei, curvie, fi. Ei, cel rău văzând, întotdeauna când ai o întăritură, cel rău încearcă să câștige teritorii și în alte părți. Ce se întâmplă? De obicei, cei care au o problemă asta încep să mintă. Mai ales dacă ești căsătorit, domnule, unde ai fost? Păi știi că am avut de stat la servici, că m-am dus în delegație, că la la la, hopa, mai era o teritură. Minciună. Da? Minciună. Da? Tot așa vine și în baza celelalte și mai credește în teritură. Și interesant că totul ce arătați dumneavoastră e gradual. Nu totul Corect, de corect, de corect. Păi interesant. asta e întăritura. Se... Pentru că tu, zici acolo, și poftă odată ce-o zămislit. E o chestie un proces. De timp, e un proces de în care de naștere la chestiile astea. Ei, tot omul ăla, la un moment dat, mai construiește o întăritură, începe să fure. De ce? Pentru că să întreții o prostituată, îți treabă bani. De unde ei? Păi iau de la nevastă, iau din salarul meu, în loc să dau la copii, în loc să dau la muncă, iau din banii de delegație, înțeleg? Încep să fur. Fur timp, fur resurse, da? O altă întăritură, da? Și atunci ai cel puțin, să zic, trei întărituri, care ce se întâmplă? Astea, când încep să le unești, îți dau o zonă din viața ta care intră sub controlul celui rău. Mm. Pentru că tu Minciuna, furtul și curvia, tot timpul tu le păstrezi, se duc. Ei, asta e explicația mea pentru ceea ce s-a întâmplat în viața lui Ravize Creaia. Hmm. Și aici îmi asum un risc de a vorbi despre o ăsta pe care l-am respectat și eu încă citesc cărțile lui, deci, sunt deci fac, o, fac o diferență, dar, dar care lăsând lucrurile astea și-a mințit soția și-a mințit înțelegi, forurile lui, autoritățile lui spirituale și așa mai departe, normal, resursele organizației le-au luat, da? De ce din cauza asta? Ei, aici a putut să predice, aici au putut să fie în biserică, aici s-au putut ruga, da? Deci nu toată viața lui, aici nu e vorba de posesiune, de posedare. Ci doar un anumit aici e vorba un, un anumit din viața celui om, știi? E câți noi nu cunoaștem în bisericile noastre, numai eu știu câți păstori, Lider de tineret, pah, dirijor de cor, lider de închinare, slujitori, șef de organizații misionare, eu personal îi cunosc pentru că știu că au venit de și mărturisit. Acum nu intrăm în discuții, dar oameni care sunt extraordinar pe anumite laturi, dar au o latură în viața lor, unde ei vin și spun, măi frate Cristi, nu mai pot să mă duc așa, nu mai pot să trăiesc așa, trebuie să fac ceva cu viața mea. mi rușine să mă duc la ăia, că ori Mă dau afară, mă tai în bucăți și mă fac praf, ori dincolo unde nu mă înțeleg. Dar există. Și de aceea zic, aici ajungem la acest termen și e, e un termen care irită pentru că demonizare. Cum un creștin poate să fie demonizat? Bun, spune că e sub control, sub control parțial, sub nu știu. Dacă cineva găsește un alt termen mai bun, eu cu drag îl, îl iau, dar eu l-am învățat ăsta din anumite cărți ale unui teologi și oameni care au studia fenomenul și vine de fapt din scriptură, din cuvântul daimo nizomenos, adică de 12 ori folosite în Noul Testament, la timpul prezent indică mereu o stare continuă a inhabitării acelui om de către un demon. Da? Zonele astea, în teritoriile astea, mereu în spatele lor, adică nu e numai o ispită, nu e numai firea, aici deja e un control demonic. Da? E un participiu care e compus din trei părți. Și eu cred că explicația se, chiar dacă e tehnică, ne ajută. Rădăcina cuvântului Daimon, care înseamnă demon în greacă, da? Apoi, cauza activă. Daimoniți. Is, is, da? Asta e o cauză activă. Ceva se întâmplă. Demonul ăla e activ, da? Și omenos. Da? Partea ultimă, care întotdeauna indică pasivitatea acelei persoane. Adică, e vorba de un demon care e activ și care determină pasivitatea, cauzează pasivitate, adică arată controlul acelui demon asupra unei persoane care devine un obiect pasiv sub controlul acelui demon. Hmm. Și de aceea îi, 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 îi tradus sub forma asta, și de aceea și eu nu știu cum să îl pun sub o altă formă. Da? Dar, dar. Unii vin și spun, păi s-ar putea ca persoana respectivă să nu fi fost niciodată creștin. Okay. Nu, 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 eu sunt de acord, eu sunt de acord, s-ar putea. Eu nu neg faptul că mulți oameni care trăiesc în păcate sau care au ajuns cu întărituri să nu fi fost creștini. Matei 7 e foarte clar. Băi, voi n-ați prorocit în numele meu. Dar niciodată minu... nu v-am cunoscut. Niciodată nu v-am cunoscut. Da. S-ar putea să fie. Nimeni nu neagă treaba aia că sunt oameni de felul ăsta. Dar, pe de altă parte, să Ce nu uităm, faci cu cei care sunt creștini? Hai, să probleme. poate să fie și creștini apostați. Creștini apostați, adică creștini pe care satan încetul cu încetul o cucerii zone din viața lor, i-o înrobit pentru că Biblia spune foarte clar în Roman 6: Că așa cum v-ați făcut rob neprihănirii, puteți să ajungeți și robe ai păcatului. E o, e o realitate clară. Pavel vorbește într-o epistolă dogmatică de lucrurile astea. Avem oameni care s-au lepătat de la credință, ori căzut de la credință. Deci, numai dacă crezi în anumite doctrine, mai degrabă neocalvine sau cum să le numesc, unde tu crezi că niciodată creștinul nu poate să-și piardă mântuirea, asta e cu totul altceva. Dar eu nu vorbesc de teologie aici. Eu vorbesc de Biblie. Da? Și în Biblie sunt multe versete care vorbesc despre credincioși avertizați să nu cumva să ajungă în diferite faze de genul ăsta că pot să piardă. Păi frate Cristian, chiar înainte de podcast discutam despre faptul că se acum 1 Timotei. Deci primul capitol e foarte clar. Alexandru și celălalt m-au părăsit din dragoste pentru lume. Ei au fost în biserică. crezut o dată în Dumnezeu și s-au o să dau exemplul, Alexandru, un exemplu interesant care aș vrea să-l discut când o să vorbim despre uh, credincioși, dacă un credincios și până unde poate să ajungă. Okay. Dar vreau numai să trec și la ultima fază, și anume. Mai avem 9 minute. Da. Asta uh, bun, hai să, hai să dau un exemplu și trec la ultima fază. Bun. Iarăși, un exemplu care eu nu l-am căutat. Eu nu am cruciade de vindecări, cruciade de exorcizări. Eu nu mă duc să predic și să scot draci. Ar trebui să. Da, hai să zic, dar fii atent ce mi s-a întâmplat. Într-un oraș mare din România, nu-i dau numele. Anul trecut m-am dus cu echipa de închinare, am ținut plină sala, am ținut predică, am făcut chemare, cum fac de obicei. Și în timpul chemării, la final, eu mă duc să mă rog cu oamenii, cel și păstorilor care sunt acolo să se roage. Și în timp ce mă duc printre oameni care au pe genunchi, mă văd două fete care ambele erau cum că 3-4 persoane lângă, le țineau în jos pentru că erau niște convulsii, tremurau, țipau. Noroc că echipa noastră din când cânta destul de tare și erau boxeri chiar în față. Dar nu era teatral, și era nu, tebune. Nu, 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 și după ce mă rog pentru 3-4 oameni să ajung la ele, să nu direct ele, să am respect față de aștia alți, mă apropii și îmi dau seama că ceva nu e ok. Și când mă apropii, Primul, prima fază, una din fetele care, sau femeile care o țineau zice credem că e un atac demonic, pentru că noi o știm, e din biserica noastră, dar uitați-vă cum se manifestă, ce se întâmplă. Eu am chemat la pocăință, deci predica mea a fost despre pocăință, nu a fost, bă, vin să te eliberez. A fost despre pocăință, fata a venit să se să pocăiască, să-și mărturisească, dar probabil că duhul ăla ce o fi fost în ea, nedorind, încerca să se lupte, o manifestă, ei, în momentul respectiv, când am început să ne rugăm pentru ea, chiar dacă s-o manifestat sub forma aia, măi, femeia s-a liniștit, s-a așezat, zic bun, trebuie să ajung și la cealaltă, era undeva, mă mai rog pentru câțiva, la asta când am ajuns, fii atent, când am ajuns acolo, în momentul în care m-am apropiat și am vrut să -o întreb, că așa am întrebat și pe asta, spunem pentru ce să mă rog, ce se întâmplă cu tine, unii pot vorbi, alții nu. Uh, prima doar striga și uh, și înțelegi, asta îmi zice, e, e duh de curvie, e duh de curvie. Deci cum zic, ea de la început mi-a zis clar, pricep, și în momentul ăla, știind care-i treaba, am zis, în numele lui Isus Hristos, orice duc de curvie, Speră. înțelegi, să pleci. În momentul ăla, bup, s-a liniștit, ne-am rugat, la final m-am dus la Păstorii care erau cu mine acolo au zis, mă, știe cineva de unde sunt fetele astea, să ne putem ocupa de el și da, îl recunosc și așa mai departe, să poată să intre. Ei, ce zic îi, uite, oameni care erau acolo, erau din biserică, oameni care, dar păcatul ieșit, strânit, normal că o strâni și lumea spirituală, bătălia spirituală, dar în momentul ăla, ceilalți 30 câți erau, nu s-au manifestat, ei s-au manifestat, înțelegi? Hmm. Ultimul nivel de posedare. Asta e clar îndrecită din Gadara, mulți oameni care au fost Iisusul eliberat, da? Aici nu e mai vorba de teritoriu, aici e vorba de uh, oameni care deja sunt cu totul și cu totul prinși sub satan și aici, da, am avut și noi cazuri la biserică unde mor zburat scaunile, tablourile, mor zgâria pereții, slavă Domnului că până la urmă Hristos e eliberat, ăștia nu au fost credincioși, Or veni la Hristos, chiar și în procesul venirilor la Hristos, exact când noi făceam rugăciunile astea, ce interesant, începea rugăciunea, tot era ok, până ce aduceai numele lui Hristos. Când aduceai numele lui Hristos și pe el, în momentul ăla începea. Și atunci îți dădeai seama că deja ai de-a face cu altcineva, nu cu băiatul sau cu fata respectivă. Mm -hmm. Cam astea sunt uh, uh, ceea ce, uh, gradele astea. Acum, un lucru în concluzie. Lupta reală. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângerii, ci împotriva căpetenilor, domnilor, stăpânirilor, întunecarea a durilor răutății care sunt în locurile cerești. Ei, noi suntem în locurile cerești cu Hristos. Că mulți vin și spun, da, dar Hristos ne-a dus în locurile cerești. Noi suntem împreună cu El, da, suntem, dar tot acolo, pare să că acolo se dau și bătăliile astea spirituale, scritoare. înțelegi? Pentru sufletul nostru. Da? De Biserica Catolică în ultimii ani, din 2018, au declarat că nevalorile lor da? sunt cu mult, cu mult mai multe cazuri demonice și de aceea și uh, uh, cred că de 3 sau de patru ori și -or mărit, să zic, armata de preoți care la ei doar anumiți exorciști, preoți care au ordinul ăsta, darurile astea pot să facă, tocmai datorită faptului că sunt, sunt vremuri și dacă ne uităm în 3, 4, 1 Timotei 4 cu 1, Duhul spune, lămurit, că în vremurile din urmă mulți se vor lepăda de credință și se vor lipi de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor. Da? Hmm. Și dacă te uiți acum, nu există film. Am vrut să mă la film. Păi mi-e foarte no, greu să aleg. Că nu mai din 10 filme, 5 sunt numai de groază, horror, hmm. dragi, demonizări, tot felul. Festivale, uite-te la Eurovision sau alte festivale, peste tot. Numai trebuie să fie ceva acolo. Lumea e fascinată. Fascinată de ce? Tocmai datorită acestor strategii prin care să-i facă pe oameni să zică, a, nu-i nimic, că uite, e un film. este de copii. Exact. Sau să-i terifieze, și am avut oameni care uitându-se la astfel de filme, ori intrat în tot felul de traume și până la urmă ne-am dat seama că de acolo pornit, dar lupta este reală. Hmm. De aceea eu cred că dacă cineva trebuie să fie conștient de lupta asta, trebuie să fim noi credincioși. Pentru că noi nu doar știm cauza, dar noi avem și soluția. Foarte fain, Și le -a pe Hristos. Și asta îți dă speranță. Ceea ce alții n-au Chiar spuneați um, că sunt uh, povești pentru unii de adormit copii Mă uitam la unul dintre evenimentele care au fost acum destul de faimoase cu anumiți lideri politici. Au venit o tipă șamană uh -huh. acolo pe scenă uh, și au rostit ceva peste unul, peste al doilea peste al treilea și așa mai departe Cred că în vremurile din urmă în care trăim acum, mai mult ca niciodată dracu se luptă să scoată pe Hristos, dar noi avem Cuvântul, noi avem autoritatea în numele Lui. Ne pregătim deja pentru al treilea podcast și vreau să, sumarize, să spun deja despre ce vom vorbi, ca să știe oamenii cum se poate ajunge aici, în cazul pe care l a spus, să fii ispitit, infestat, opresiune, demonizare, posedare. Și o să le menționați dumneavoastră, dar aș avea o ultimă întrebare, în două minute, ca să fie clar pentru ascultători. Poate totuși un creștin care e demonizat, pentru că pe ce ați explicat dumneavoastră pe baza acestui tablou fain, a zis că totul este gradual. Uh -huh. Dacă nu te pocăiești, caz de la credință și deci, Biblia e foarte clară cu privire da. la subiectul ăsta. Dar poate un creștin să ajungă atâta de împietrit, să facă întărituri după întărituri după și, și să fie posedat 100%? Mai e o întrebare bună, cred că la întrebarea asta e greu de răspuns, dar, pe de altă parte, teologic vorbind, din momentul în care mântuirea se poate pierde, de înseamnă că tu îți pierzi bătălia. Am înțeles. Și atunci ajungi la un moment în care s a dus. Ai devenit teobiruit, Am înțeles. Pentru că celui ce va birui, spune în Apocalipsa, îi voi da și îi voi face. Asta înseamnă că sunt mulți care au fost biruiți. Pentru că, tu ai, pentru că tu ai dat acces celui rău că aici cu pierderea mântuirii o să facem un alt podcast când va da a dat Dumnezeu să vorbim despre lucrul ăsta, dar spuneți mi în 30 de secunde ce înseamnă pierderea mântuirii că e important pentru un om să știe lucrul ăsta Omul care a fost în Hristos care a trăit valorile, roadele Duhului Sfânt în viața lui o, o trăit în Hristos, la un moment dat Da, Ioan cine rămâne în mine n-a mai rămas în el pe ce motive, v motive, dar încetul cu încetul s-o depărtat prin păcat, prin învățătură, prin anumite ei, în momentul respectiv el ajunge să-și piardă credința credința care ne leagă de Hristos, 3 pentru capitolul 1, prin credință voi sunteți protejați de mântuirea care va fi descoperită în vremurile de apoi, prin credință instrumentul pentru care protecția lui Dumnezeu asupra noastră, noi suntem protejați prin credință când se pierde credința respectivă noi ajungem să ieșim din perimetrul ăsta al protecției lui Dumnezeu hmm. și normal că încetul cu încetul ajungem la împietrire, evrei foarte clar în împietrire, ce înseamnă în împietrire și împietrirea te poate duce până acolo unde măcar că au avut cunoștința adevărului datorită faptului că au păcătuit în mod deliberat, evrei capitolul 10, evrei capitolul 3, evrei capitolul 6, deși au gustat din toate lucrurile astea, ajung la un punct de unde Vă mulțumesc e. că într-un timp atât de scurt ați reușit să captați adevărul ăsta și -a zis ceva când discutam noi doi că uh, nu poți să cazi la un anumit loc dacă nu ai ajuns acolo, nu poți să cazi în credință dacă odată nu ai avut credință Mulțumesc mult frate Cristian um, Dragi ascultători um, ați văzut ce ușor poți să te depărtezi de Dumnezeu. De asta noi tot ceea ce vă spunem aici, vă spunem, rămâneți lângă Dumnezeu, rămâneți lângă cuvântul Lui și El vă va da puterea să mergeți mai departe. Vă aștept și data următoare la un alt episod în care vom discuta tot despre acest subiect al luptei spirituale și puteți fi biruitori prin Domnul Iisus Hristos. Eu am fost Andrei Baciu și vă doresc toate cele bune.